sărbătoarea Crăciunului ne-am concentrat la Betleem. În regimul comunist era oameni care erau atenți la tot ce se predică, dacă ceva nu era cum trebuie, era raportat autorităților. Într-o biserică din România, regimul comunist, un predicator înflăcărat spunea la frați, fraților, hai să mergem la Betlem și noi, să-L vedem pe Iisus. O repetat des, hai să mergem la Betlem! A doua zi a fost chemat la autorități. Nu ți-e rușine? Instici populația să părăsească România, să meargă la Betlem? Unii interpretează foarte greșit. Hai să mergem la Betlem. că că era vorba nu să meargă fizic la Betlem, ci să meargă în duhul lor, în inima lor, să vadă pe Isus. Una a spus, alta a înțeles. Betleemul a fost prima localitate legată de nașterea lui Isus. Dar a doua localitate importantă în viața lui Isus a fost Nazaretul. Isus a copilărit în Nazaret. Adolescența și-a petrecut-o în Nazaret. Tinerețea și-a petrecut-o în Nazaret. Cea mai mare parte a vieții Isus a trăit în Nazaret a treia localitate ca importanță a fost Capernaum. Capernaum a fost foarte important pentru slujirea timpurii lui Isus. Și în Nazaret, Hristos rostește la începutul activității predica inaugurală. Nazaretul a respins predica aceasta. Noi să acceptăm mesajul ei. Iisus în sinagoga din Nazaret vorbește despre anul de îndurare al Domnului. Ce să vestesc anul de îndurare al Domnului. O altă traducere spune anul de bunăvoință al Domnului. Fie acesta în 2024 anul de îndurare al Domnului. Anul de bunăvoință al Domnului. Pentru tine personal, pentru familia ta, pentru Biserica Betel, pentru biserica de unde faci parte. Să fie anul de îndurare al Domnului. Hristos a vestit. Anul de îndurare al Domnului. Sau anul de bunăvoință al Domnului. Contează dacă primești mesajul despre anul de îndurare al Domnului sau nu primești. Vor fi în acest an furtuni și voie vânturi. Așa să ai atitudinea vulturului. Dacă este furtună, vulturul, dacă își întinde aripile în jos, este trântit la pământ. Dar dacă își întinde aripile sus, se lasă dus de furtună, deasupra furtunii. Contează poziția aripilor. Domnul să ne ajute să ne întindem aripile în sus. Să nu fim trânti jos la pământ de furtuni, ci să învingem. Pentru ca să învingem, este bine să vedem. Ce mesaj a avut Iisus Hristos la Nazaret? Care a fost predica lui inaugurală? Ce înseamnă anul de îndurare al Domnului? Ce face Iisus în anul de îndurare al Domnului? Și vedem cinci lucruri pe care le face Iisus Hristos în anul de îndurare al Domnului. Și aș fac și în acesta să simțim aceste cinci lucruri în viețile noastre, în viața celor din jurul nostru. Să nu uităm că și David a avut nu? cinci pietre în pregătite pentru lupta cu Goliat. Cinci este simbolul cuvântului. Cartul lui Moise are cinci cărți. Pavel spune, voiesc mai bine, nu? Cinci cuvinte înțelese. Iar dar că sunt traduceri unde lipsește o, exprimare a Domnului din Nazaret. Primul lucru pe care îl face Iisus Hristos în anul de durare al Domnului. Să vedem care este acest lucru spune Domnul Iisus Hristos, ma un să vestesc săracilor Evanghelia. Acesta e primul lucru. Să vestească săracilor Evanghelia. Duhul Domnului este peste mine pentru că ma un să vestesc săracilor Evanghelia. Deci în anul de îndurare al Domnului, Domnul vrea să se vestească Evanghelia. De aceea, dragii mei, să luăm foarte în serios pregătirea pentru săptămâna de evangelizare cu rugăciune și post. Poate zici, dar nu contează postul meu. Contează, să știi. Pentru că spune Scriptura, postește tatălui tău care vede nascuns și tatăl tău care vede nascuns, îți va... Deci contează postul tău. Chiar dacă nu știi nimeni că ai postit. Roagă-te! Doamne, să se vestească Evanghelia. Oameni să se întoarcă la Dumnezeu. În anul de îndurare al Domnului, prima lucrare a lui Iisus Hristos este vestirea Evangheliei. Evanghelia sau vestea bună. Ce înseamnă Evanghelia? Evanghelia este despre moartea lui Isus. Că Isus Hristos a murit în locul nostru. Și a vărsat sângele. Și dimineața la cina Domnului ne-am adus aminte de sângele vărsat și de trupul frânt pentru noi. Dar Evanghelia nu se oprește la moartea lui Isus. Evanghelia spune despre învierea lui Isus. Iisus Hristos n-a rămas în mormânt, a rămas Mohamed, a rămas, a rămas Bud, a rămas ceilalți fondatori de religie. Hristos a înviat din morți. Și Evanghelia înseamnă și că Iisus s-a înălțat la cer și va veni a doua oară să judece vie și morții. În miezul noi trebuie să proclamăm un Hristos viu. Zice Isus că a venit să vestească Evanghelia celor săraci. Nu înseamnă că cei bogați nu trebuie să asculte Evanghelia. Dar auditoriul lui era format din sărăci. Și spune în alt loc în Cuvântul lui Dumnezeu, în Matei 11, de la 2 la 6, săracilor li se provădește Evanghelia. Este afirmația lui Iisus Hristos la îndoiala lui Ioan Botezătorul. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos. Și să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzi aud, morți în vie, și săracilor li se provădește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi prilej de potignire. Dragii mei, niciodată în istoria omenirii nu s-a putut vesti Evanghelia ca și astăzi. Dacă ne gândim în radio, după Revoluție, Evanghelia vestită pe stadioane, dacă ne gândim la mass media, la radio, la televiziune, în biserici, în afara bisericii, dar o mare oportunitate este internetul. Evanghelia vestită online. Să ne rugăm ca Domnul să răspândească Evanghelia în toată lumea. Să știți, e foarte important. doua ta contează. Domne, prima lucrare a lui Iisus Hristos în anul de îndurare. Vestirea Evangheliei. Și Evanghelia trebuie vestită ca să fie înțeleasă. Noi nu rugăm, Domne, să fie vestită Evanghelia. Dar ne rugăm mai mult. Doamne, fă să fie vestită Evanghelia ca să fie înțeleasă în puterea Duhului Sfânt. Asta e foarte important, să fie înțeleasă. Fiecare generație are limbajul ei. De ce credeți că foarte mult contează semnalele primite online? Este generația internetului, generația online-ului. Asta nu înseamnă că nu folosim și mijlocele clasice. Dar Evanghelia trebuie vestită prin toate mijlocele și Dumnezeu să lucreze. Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe și îi zice în traducerea BVA, El m-a desemnat să predic săracilor vestea bună. În Luca 5, cu 24, nu se spune, dar dacă să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție ți păruncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul. Iertarea păcatelor face parte din Evanghelie. Foarte mulți cheltuie bani la psihologi. Am auzit o lucrare, și e foarte important, cei care sunt înțelepți merită lucrarea lor, dar sunt și oameni care nu sunt înțelepți. Am auzit o întâmplare recent, un om era în depresie, în Germania s-a întâmplat, s-a dus la un psiholog, Și psihologul i-a zis poate ar trebui să schimb sexul ca să-ți și o schimbat sexul. Transgenderism. schimb sexul. Și nu, a fost atât de nefericit. Sunt psihologi care dau sfaturi bune, alții care dau sfaturi rele. Domnul să mulțească pe cei care dau sfaturi bune. Dar asta nu e Evanghelie încă este o terapie. Evanghelia se adresează sufletului. Tu ai nevoie de iertare a păcatelor. Și păcatul este iertat doar de Isus Hristos. Omul este apăsat, spune într-un loc în sa, nu, datorită păcatelor, gemea, David. Păcatul ne face să avem un geamăt al sufletului, un geamăt lăuntric, să nu fim liniștiți, să ne fie frică de moarte. Iertarea păcatelor ne liberează de frica de moarte Iertarea păcatelor ne dă liniște Evanghelia înseamnă și iertarea păcatelor În anul de îndurare al Domnului Să spunem Hristos iartă păcatele Și să ne ierte și nouă Să ne lebeze și pe noi Asta e anul de îndurare al Domnului Să fii liber de păcate Să nu fii împăvărat de aceste păcate În Matei 4 cu 23 spune Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care a norod. Propovăduia Evanghelia împărăției. Ce înseamnă Evanghelia împărăției? Că este o altă lume. Nu doar lumea fizică pe care o vedem cu ochii noștri. Este o altă împărăție, împărăția lui Dumnezeu. O lume care nu se vede. Și Dumnezeu domnește în acea împărăție. Și noi putem să devenim fii împărăției prin credința în Domnul Isus Hristos. Și spune Pavel, împărăția, nu, cetăția noastră este în ceruri. Noi suntem cetățeni ai cerului, ai împărăției lui Dumnezeu. Deci că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Deci este această lume care nu se vede. Lumea unde domnește Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Vie împărăția ta. Vie împărăția ta, Doamne, în România anul de îndurare al Domnului, înseamnă și vestirea Evangheliei Împărăției. Evanghelia unei lumi unde, care, unde domnește Dumnezeu și împărat este Dumnezeu. Evanghelia Împărăției este vestită. Pe Luca 6, cu 20, ne spune atunci, Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, fericiți de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Asta ce a însemnat pentru ucenici? Ei sunt mântuiți prin sărăcie? Nu, nu suntem mântuiți prin sărăcie. Ei erau mântuiți prin credință. Dar este contrastul între împărăția lui Dumnezeu și sărăcia din viața pe care au avut-o ei. În împărăția lui Dumnezeu e altă ordine, o altă ordine cosmică. Toate lucrurile vor fi date peste cap. Va fi altă ordine, altă ierarhie. Oameni care înseamnă ceva în lumea de acum nu o să însemne nimic în lumea aceea. Dar vor fi oameni care înseamnă și în lumea de acum și în lumea viitoare vor însemna împărăția lui Dumnezeu este viitorul. Repet, împărăția lui Dumnezeu este viitorul. De aceea noi trebuie să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate ni se vor da pe deasupra. Deci prima lucrare a lui Iisus Hristos în anul de îndurare al Domnului, în anul de bunăvoință al Domnului, acesta este titlul mesajului, anul de îndurare al Domnului, este vestirea Evangheliei. A doua lucrare, este mai neobișnuită pentru noi. <coughs> M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Vindecarea inimii zdrobite. Sunt unii care au inima zdrobită. <coughs> Și plâng în inima lor. O vorbă, un act de violență, le-a zdrobit inima. Nu cumva inima ta e zdrobită. Iisus este aici să vindece inima zdrobită. Iisus vrea să vindece inima zdrobită. A doua lucrare este vindecarea inimii zdrobite. Văduva din Și a pierdut soțul pe pierdut singurul fiu. Despărțirea de soți i-a zdrobit inima. Despărțirea de fiu i-a zdrobit inima. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră aveți inima zdrobită. Nu știu. Dar este aici unul care ne poate vindeca inima zdrobită. Este Domnul Isus Hristos. El ne poate vindeca inima zdrobită pe deplin. Slăvit să fie numele Lui! Mulțumesc! Mă gândesc la femeia aceasta dinainte. Câți nu sunt ca femeia dinainte? Datorită despărțirilor de oamenii dragi, au inima zdrobită. Că străie mintea mea povestea bătrânilor din clisura Dunării. granița cu Iugoslavia. Tinerii fugeau în Iugoslavia, știau drumurile, nu erau prinși de grăniceri. Dar nu mai puteau, nu erau telefoane, celulare, nu puteau comunica cu lor care au rămas în România. Știți cum erau părinții? Inima zdrobită. Ce îmi face fiul? Mai trește. Ani de zile nu știu nimic de copiii lor. Sunt motive pentru care inima noastră este zdrobită. Sindromul inimii zdrobite. Recent am citit o femeie din Italia care a murit de supărare. Cel puțin așa scrie mass media, că a murit de supărare. A primit o factură, datorează 30.000 de euro pentru apă sau pentru ce. la femeie, săracă. De supărare? Câteva săptămâni a murit. Cel puțin așa au titrat Poți muri de supărare? Poți. Tu știi că poți muri de supărare. De tristețe. Am o veste bună. Hristos vindecă inima zdrăbită. Vindecă. Nu doar la vădova din Nain. În Matei 11 cu 28 la 30 suntem chemați la Isus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați cum? Cu ce să fim împovărați? Împovărați cu inima. Împovărați la general, împovărați cu inima și o voi da o dihnă. Noi avem nevoie să avem o dihnă la suflete. Odihna sufletului vindecă inima zdrobită. Crezi că Iisus poate vindeca inima ta zdrobită? Crezi că în anul din îndurare al Domnului, aceasta a doua lucrare lui Iisus se va vedea în viața ta, a casei tale, a iubiților tăi? Să știți că un singur om, câteodată, care și-a propus să te distrugă, poate să-ți facă mult rău. Nu vorbesc de violența din familie. Sunt multe cazuri în care sunt crime în familie, violență în familie. Domnul să ne păzească de între sfinți să nu fie vorba de violență în familie. Nu e cazul. Am avut aici la Betel experiență în care am vorbit împotriva violenței în familie. În curte m-a așteptat un frate bătrân. Se cere certare. Eu, pentru ce Pentru ce ai predicat? Că ai zis că n-ai voie să-ți bați nevasta. Ce mă, dacă eu nu o bat, nu mai ascultă de mine. la frate, în vârstă. E violență în familie. Asta nu este între sfinți mod de a fi. Violența în familie. Violența în familie și, -și ce face? Îmbolnăște inima. Îmbolnește inima. Isus Hristos vindecă inima zdrobită. Și astăzi ne vom ruga. Doamne, vrem anul de îndurare al Domnului. Vrem să vindeci inimi zdrobite. Tu cunoști inimi zdrobite. Domnul, roagă pe nume pentru ei. Și să nu uităm să venim la Iisus, inima noastră împăvărată. Psalmul 35, cu 12 spune, Mă întorc rău pentru bine, mi-au lăsat sufletul pustiu. Sufletul pustiu e un sindrom al inimii zdrobite. Poți să ai sufletul pustiu. Datorită oamenilor, răutății oamenilor, răutatea oamenilor îți poate zdrobi inima, răutatea oamenilor îți poate lăsa sufletul pustiu. Spune psalmistul, mi-au lăsat sufletul pustiu. Psalmul exprimă trăirile. Dar cine a vindecat inima psalmistului? Domnul Dumnezeu. Când citim întâmplarea despre Samaritanul, Milostiv, despre Samaritanul Milostiv, nu ne gândim că acolo era și o inimă zdrobită. Acel călător singur, nu știm numele, a fost jefuit, dezbrăcat, lăsat în comă. Credeți că, credeți că doar trupul lui a suferit? A suferit și inima lui. El avea și inima zdrobită? Samaritanul minostiv reprezintă pe Iisus care te vindecă fizic, dar îți vindecă și inima zdrobită. Domne, aratăți ți lucrarea ta de vindecare fizică între noi și arată-ți lucrarea de vindecare a inimilor zdrobite între noi. E foarte importantă a doua lucrare a lui Iisus Hristos despre care vorbește Nazaret. În anul de îndurare al Domnului, eu vin de zdrobite. Să știți că pentru unii e mai greu de suportat inima zdrobită decât o boală în trup. e mai greu să suporți. tristețe adâncă, mâhnire adâncă, o cara adâncă. E mai greu să suporti cu dată decât o boală fizică leprosul vindecat și scos din singurătate. A venit un lepros la Isus și a strigat la Isus. Dacă pot să mă vindeci, Isus l-a vindecat. Dar știți ce a însemnat asta? I-a vindecat și a zdrobită. Ce înseamnă asta? Nu prea înțelegem cei cu leproșii, că puțin leproși mai sunt în România. Leprosul, în Vechiul Testament, avea un regim strict. Trebuia să trăiască singur. Singur! Dacă mergea în oraș, Trebuia să strige necurat, necurat, trebuia să aibă hainele sfâșiate. Treia singur. Singurătatea îți zdrobește inima. Leprosul singuratic. Sau trăiau în colonii de leproși, de erau singuri față de populație. Când Iisus l-a vindecat pe lepros, i-a vindecat și inima zdrobită. Pentru că nu a, nu a mai fost singur. S-a întors în comunitate, s-a întors în cetate. Iisus Hristos are această lucrare foarte importantă de vindecare inimii zdrobite. Domnul se atingă de cei care se simt singuri. Se atingă de ei. Și să-ți dea Dumnezeu pentru ei prezența Lui. Să simtă prezența Lui Dumnezeu. Să simtă că nu sunt singuri. Să simtă că Dumnezeu este cu ei. E atât de important lucrul acesta. Psalmul 147 cu 3 ni se spune Tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Se asociază vindecarea inimii zdrobite cu legarea rănilor. Știi că sunt rănele sufletului? Unii nu vorbesc despre rănile sufletului. Nu vorbesc. După 10-15 ani au despre rănile sufletului. Cine ne leagă rănile? Iisus Hristos. Așa în seara asta Iisus să ne lege rănile inimii. Isus ne lege rănile sufletului. Pentru că avem răni, dragii mei, avem... Nu spunem. Unii pentru o singură vorbă sunt răniți sufletești, o singură vorbă spusă de mama sau de tata. Nu vei fi bun de nimic, din tine nu să nimic bun. Rănește inima vorba asta. Și e în formă de blestem să zici la copilul tău, nu vei fi niciodată nu să nici. Niciodată nu va ieși nimic bun. Dar Dumnezeu știe dar ce va fi viitor. Te unde știi că niciodată? Unor la supărare spunem cuvinte care rănesc să ne lege rănile Domnului. Eu cred în a doua lucrare despre care vorbește Isus în Nazaret. Vindecarea inimilor zdrobite. Trezirea spirituală din țara Galilor, în 1904, a fost un fenomen tare interesant. Mii de oameni se întorceau la Domnul. Polițiștii nu mai aveau treabă. Judecătorii nu mai aveau treabă. Au încetat în jurăturile. O trezire incredibilă. Știți că a fost efectul trezirii? oamenii au simțit comunități de iubire. Au simțit iubirea lui Dumnezeu cum n-am simțit niciodată. Și când mergeau la aceste adunări de trezire, unde se vorbea despre iubirea lui Dumnezeu, vestea despre iubirea lui Dumnezeu vine ca inimă. Tu mă iubește cineva! De aceea cântecul trezirii din Wales sunt cântec despre iubire. Here is love. Iubire. Iubirea lui Dumnezeu arătată la calvar. Pentru că acolo unde este iubire, este temăduire. Iubirea te măduiește, să știți. Iubirea te măduiește. Știți de ce ni se spune iubiți-vă cu căldură unii pe alții? Prin această iubire noi deschidem porțile și tămăduirii inimilor. Dumnezeu să ne ajute să ne încurajăm unul pe altul, să ne ridicăm unul pe altul și chiar Dumnezeu să ne folosească la vindecarea inimilor zdrăbite. A treia lucrare despre care vorbește Iisus în Nazaret, în anul de îndurare al Domnului este aceasta, să propovăduiesc robilor de război slobozirea. -o, o altă traducere spune, m-a trimis să proclam celor captive liberare. Eliberare celor captivi. Unii sunt în temnița lor. Mulți trăiesc în temnița lor mentală. Fiți atenți, temnița mentală. Ești liber, nu sunt pușcări. În temnița lor mentală. E sinistru la pușcărie. Nu să vestesc Evanghelia aici, în de la pușcărie. Dar mi se poate așa de sinistru. Locul, tot ce e acolo. Sentimentul ăla că ești în temniță. Hristos, a treia lucrare, spune să dau celor captivi eliberarea. Poate da Iisus eliberarea celor captivi? Isus poate să dea eliberarea celor captivi. Poate ești captivul unui păcat. Te lupți cu un păcat de 10 ani, de 15 ani, de un păcat. Ești captiv. Ești captivul acelui păcat. Isus poate să-ți dea liberare. Să nu credeți că lupta cu păcatul este ușoară. Nu e ușoară. Sunt păcate care te doboară. Sunt păcate le învingi. Domnul să ne ajute să învingem. Dar captivitatea asta a păcatului este extraordinară, captivitatea păcatului. Mă duc aminte de un profesor de la Universitatea din Oradea. A fost captiv băuturii. Prin șanță îl culegeau. Așa de beat L-au și dat afară de la universitate. Captivul băuturii. Iisus te poate elibera de orice captivitate. Noi credem că Isus te poate elibera din orice captivitate, din orice temniță a păcatului ai fi. Hristos are putere să te elibereze. Are putere. Slăviți să fie în numele Lui. Amin. În fapte 12, vedem că Petru a fost închis și în 17 citim, Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a cum îl scosese Domnul din temniță. Domnul l-a scos din temniță, l-a eliberat pe Petru. Deși era imposibil, era păzit bine, din orice temniță, Domnul te poate scoate. Reține. Chiar dacă e temniță fizică, dar vorbim de temnița spirituală, de temnița păcatului, de temnița împrejurărilor, de temnița mentală, că toată doar în mintea noastră suntem legați. V-ați gândit la această lucrare a lui Iisus? Celor captivi le dă libertate. Dacă sunt un în temnița lor, în temnița inimilor, în temnița păcatului, Hristos în seara asta se libereze. Amin. E lucrarea Lui. Credem în această lucrare a Lui. A spus răspicat în Nazaret. Duhul Domnului este peste mine ca să dau celor captivi libertate. El dă libertate, să știți. Nimeni nu dă libertate că e Iisus Hristos. De aceea unde este Duhul Domnului este libertate. Libertate de a trăi în neprihănire. Libertatea de a nu fi sub domnia satanei. Și în fapte 5 vedem o altă eliberarea celor captivi. Zice, dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței în noaptea. Un înger al Domnului a deschis ușile temniței în noaptea. Al Domnului era îngerul, deci a fost trimis de Domnul. Deci Domnul a dat libertate celor captivi. Evenimentele fizice au corespondentă lumea spirituală. Așa cum Domnul a trimis îngerul lui să-i scoată din temniță pe apostol. Domnul poate trimite îngerul lui și astăzi. Unii sunt în temnița împrejurărilor. Să știți că unii sunt acuzați pe nedrept. În mass media sunt acuzați pe nedrept în... Le pune în o plângere ciudată, deja ești citat la tribunal. Domnul Iisus să trimită îngerul lui să te scoate din temnița situațiilor rele. Că poți fi într-o situație rea, e temnița ta în care ești, nu știi cum să ieși. Ce au băgat oamenii în temnița aia? Cum a trimis Domnul Îngerul lui, să trimită Îngerului și astăzi în situația ta. Să te scoate din temnița. Să-i lucrarea de liberare lui Isus, vedeți? Nu doar vestirea Evangheliei, nu doar vindecarea inimii zdrobite, ci liberarea celor captivi. Hristos nu vrea să fie captiv. Hristos nu vrea să fie în temniță. Hristos vrea să fie liber. Liber. Liber de temniță. De orice fel de temniță. În Geneza 9 cu 24 vedem noi în ce temniță a fost. Noi s-a trezit din amețeala vinului. Mă înfior citind versetul ăsta. Noi era cel mai neprenit. Era cel mai neprenit om din vremea lui, așa -i? Și cum cel mai neprihănit om să intre în temnița alcoolului? Că a intrat în temnița alcoolului, nu știu ce face. Dar s-a trezit. Cum s-a trezit noi, Domnul să ne trezească din orice amețeală. El te poate trezi. Și atunci ieși din temniță când te trezești din amețeală. Un lucru care mă surprinde este Marcul 9 cu 14, este captivul unui duh mut și surd. Pot și demonii să te facă să fii captivul lor. Lucrare mai ciudată această deliberare. alergat la Isus un om și a zis în versetul 18 din Marcu 9, copilul face spumă la gură, scrășnește din zin și rămâne țeapă. L-au adus la el versetul 20, cum a văzut copilul pe Isus, Duhul a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ, se sfârgulea făcând spumă la gură. La versetul 25 Iisus spune, Duh, mut și surd, îți pronuncesc să ieși afară din copilul acesta, să nu mai intri în el. Era captivul Duhului. Duhul acesta, demonic, îl ținea captiv. Sunt unii care sunt captivi Duhurilor. Dar se manifestă. Îți dai seama dacă e captiv sau nu. Și părintele acesta nu mai știa. Fă ceva. Și Isus a poruncit Duhului mut. Dacă sunt unii captivi duhurilor necurate, Iisus să păruncească în seara asta celor duhuri să-i libereze. Uhum. Nu știm dacă e duh, mut și sur. Și fiți asta e ce zice Iisus. <coughs> Ieși din el și să nu mai intri în el. Să nu mai intri în el. Înainte de pandemie, când am fost în Africa, în Mozambic, în prima parte am stat în junglă și am primit o veste pe care nu pot primi în Europa au zis în felul următor, am mai spus despre asta. Școala din localitate, era o localitate în junglă, s-a închis din cauza demonizațiilor. Mă zic eu, ciudat. Directorul, Consiliul Profesoral, a luat decizia, nu mai ținem școală. La spital i-au dat afară. Ce s-a întâmplat? Nu erau pocăiți, nu erau creștini. Era un stâlp de vrăjitorie în curtea școlii. Și conducerea la a zis să taie stâlpul. Vrăjitorii au zis să ne răzbunăm și i-au blestemat. Prin blestem, puterile demonice au căpătat puterea splor. Școala nu mai funcționa, că erau elevii demonizați. În Europa n-au zis -o ceva, așa -au zis -o ceva, Era foarte în serios. Și ce au făcut creștinii din localitate? S-au început să se roage. Noi vrem școala deschisă. Cei nepocăiți nu aveau ce să facă. Ei se tem de demoni. De unii. Niciunul nu a zis că nu există demoni. E nepocăit. Nu, nu ne putem lupta cu demoni. S-au dat bătuți. Creștinii din localitate au zis: Noi strigăm la Domnul, Domnul să ne lumineze ce să facem. Noi vrem să se redeschidă școala. Noi nu vrem copiii noștri să fie captivi demonilor. Dumnezeu ne-a dat următoarea idee. Strângeți elevii demonizați la un serviciu religios de evangelizare. Eu strâns într-o biserică și s-a vestit Evanghelia. Iisus Hristos dă eliberare celor captivi. Iisus Hristos mântuiește. Iisus Hristos iartă păcatele. Sângele lui spală. Și ce s-a întâmplat? L-au primit pe Iisus. Și au fost eliberați instantaneu. Școala s-a redeschis. Vedeți? Datorită lucrării de eliberare celor captivi, școala s-a redeschis. E nevoie și în zilele noastre Hristos să libereze pe cei captivi să dea eliberare în orice captivitate ai fi. Fie că ești în captivitatea unui duh rău, fie că ești în captivitatea unui păcat, fie că ești în captivitatea unui situații rele, Hristos să te libereze. A patra lucrare despre care vorbește Iisus Hristos în Nazaret este orbilor să dea căpătarea vederii. Unor stau și mă gândesc dacă ar fi să aleg să fiu orb sau surd. Și prefera să fiu surd. Pentru că și asta este ceva groaznic. Dar atât de important să vezi. Atât de greu să fii orb. Este o durere intensă să nu vezi lumina lumii. Și a făcut parte din lucrarea lui Isus. Dar Isus Hristos vorbește de orbire fizică și de orbire spirituală. Știți ce este dureros? Că Isus Hristos vorbește de orbirea spirituală a unei biserici. Biserica din Laodicea. Nu era biserică din secol... Nu era o biserică modernistă. Era o biserică primară primul secol al creștinismului. Ce Hristos nu știi că ești orb. A zice bisericii, ești orb spiritual. Cumpără de la mine, doctorie, pentru ochi, să-ți un ochii și să vezi. Această orbire a celor din la Odiseea, orbii din la Odisea, pot fi orbi din vremurile noastre. Poți fi religios să fii orb. Erau religioși dar nu-l aveau pe Isus. Nu era Hristos în centrul vieții biserice. Că fără Isus suntem orbi, să știți. Avem religie, dar dacă nu e Hristos centrul religiei noastre, suntem orbi, religioși orbi. Și Hristos vrea ca orbii din Laodicea să vadă. Și dacă tu ești doar religios și n-ai pe Hristos în centru, ești orb spiritual. Și roagă te Hristoase, vindecă ochii inimii. Ochii sufletului, vindecă Iisuse. Eu nu vreau să fiu doar religios. Eu vreau să am pe Hristos în centrul vieții mele. Asta contează. Religia fără Hristos e orbire spirituală. Oricât de evlaveoasă ar fi ea. Vreau să știți că există religii evlaveoase fără Isus. Am intrat pe net să văd o biserică a unui fost pastor pentecostal din Filipine. S-a lăsat de religia pentecostală și s-a proclamat Hristos. Eu sunt Hristos, zice. Eu mântui oamenii. Hai să văd cum arată o biserică a unui Hristos mincinos. Dragii mei, ceva incredibil. Mii de oameni într-o sală imensă, îmbrăcați decent și plângeau. Fiți atenți! În biserica Hristosului mincinos plângeau oamenii. Păreau evlavioși, dar nu era Hristos acolo. Nici nu despre Hristos, nu predicau despre Hristos. El era Hristos mântuitorul. Și erau oameni politicieni din Filipine prezenți. Vor veni Hristos mincinoși. Domnul să ne păzească. Să nu fim duși de aparențe. Pentru că unde nu este Hristos slăvit, pot fi aparențe de vlave, pot fi aparențe de lacrim. Fără Hristos suntem orbi. Biserica era o biserică de ori. Nu era Hristos înălțat. Era cel apostat care s-a proclamat Hristos. A avut urmași, mii de oameni, îl urmează și azi în Filipine. Dar Hristos ne-a avertizat. Vor veni Hristoși noștri. Dragii mei, vor fi tot mai mulți Hristoși micinuși depistăm. Dacă nu e Hristos glorificat, dacă nu e Hristos înălțat, acolo e orbire spirituală. Iisus a luat pe orb de mână, citim în Marcu 8. Este o vindecare progresivă, l-a luat pe orb de mână. Unor trebuie Hristos să te ia de mână. Orbul să fie luat de mână. Nu l-a vindecat imediat Hristos, l-a vindecat progresiv, în etape l-a vindecat. Și orbirea spirituală se poate vindeca în etape dar Domnul să înceapă în seara asta. Vindecarea. Să te ia de mână. Doamne, ia de mână orbi spirituale. ia de mână, Doamne. Fiți atenți, Hristos nu i-a judecat. A judecat la odiceea. Dar pe o ăsta nu l-a L-a luat de mână și l-a vindecat progresiv. Avem și o vindecare instantanee. Vedem doi ori vindecați care au strigat să ne se deschidă ochii. Matei 20. Vindecare instantanee. Hristos i-a vindecat imediat. Și Vedem orbul din naștere, în Ioan 9. Și ce ce Iisus în Ioan 9, cu 39? Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă. Un lucru pentru care a venit Iisus este să ne redea vederea spirituală. Și fizică, dar vederea spirituală. Te întreb, faci parte din orbii din la Odisea? orb. Domnul să te vindece în seara asta. Domnul să se atingă. Pentru că el a venit. Eu am venit, zice, să dau orbilor vedere. Altă lucrare a lui Isus, a cincea lucrare și ultima, este să dau drumul celor apăsați. Adică, spune altă traducere, să eliberez pe cei asupriți. Să dau drumul celor apăsați, asupriți. În fapte 10 cu 38 citim că vindeca pe toți ce erau apăsați de diavolul. Diavolul te poate apăsa să nu dormi noaptea. Și cum l-a apăsat diavolul pe Iov? Avea coșmarul noaptea. Coșmarul. Diavolul te poate apăsa ziua. Să fii trist toată ziua. Este o apăsare demonică. Din senin, Ești trist, din senin, ești decepționat, ești deprimat, din senin. Dar păsarea peste Iov a fost extraordinară. Eu n-a avut nici ziua, nici noaptea. Hristos a venit să-i libereze pe cei asupriți, să dea drumul celor apăsați. Este unul singur care ne poate și cum spune rugăciunea Tatăl nostru și ne izbăvește de cel rău. Doamne, scapă-ne de asuprirea celui rău. Scapă-ne! Scapă-ne de coșumane aduse de cel rău. De obicei știi când ești apăsat de cel rău. Când ești în sita diavolului. Bine, sita diavolului este, este experiența, cea mai dureroasă experiența creștinului este sita diavolului. Despre ce este vorba? Spune Domnul Iisus. Satana v-a cerut să vă. Aici e mai periculoasă. Și m-am rugat să nu se piardă credința ta. Dacă ești în această sita diavolului, să nu se piardă credința ta. Domnul să ne păzească credința. Și să ne scoată de sub apăsarea diavolului. Să scurteze perioada de sita a diavolului. Iisus Hristos spune Nazaret, am venit să dau drumul celor apăsați. În primul rând, diavolul este cel ce ne apasă, așa ce știm în fapte, vindeca pe cei apăsați de diavolul. Știi că diavolul te poate apăsa și prin săgețile lui. Te apasă în starea aceasta de, de să te simți bine. Diavolul pune o săgeată, un gând mincinos în mintea ta, poate pune un gând mincinos. Să nu, el tatăl minciunii. Să stingem săgețile arzătoare. Să stingem săgețile arzătoare. Poate strica relație diavolul, să pună o minciună despre cineva și să strici relația. De aia să cerem lumină, Doamne, dăm înțelepciune. E adevărată informația asta? Să nu mă arunc înainte. E adevărată? Nu e adevărată. Eu nu vreau să fiu apăsat de diavol prin minciună. Diavolul ne apasă prin minciună. Hristos este adevărul. Dumnezeu Sfânt este adevărul. Vrea să ne libereze de această apăsare a celui rău. În Luca 8, cu 27, vedem un om din cetate stăpânit de mai mulți dragi. Era apăsat de dragi. Hristos a scos dragi. E liberat. Când eu mă rog, Doamne, izbăvește-mă de cel rău. Știi ce e importantă rugăciunea? asta din Tatăl nostru? Păi cel mai mult noi suntem concentrați la cererea din Tatăl nostru, De ne pâinea cele toate zilele. Hai, ne place cel mai mult. Hai să încercăm să ne rugăm și ultima cerere. Și ne izbăvește de cel rău. Doamne, izbăvește-ne de cel rău țara! Am. Pentru că, serios, public am fost amenințați cu războiul de Rusia, public. România și Polonia, nu mai spun. Faptul că zici public anumite lucruri, fie zici să înspăimânți, spăimânți, fie cu adevărat ai aceste planuri. Domne, izbăvește -ne România de cel rău. Domne, izbăvește-ne pe noi de cel rău. Domne, tu ai venit să dai eliberare celor apăsați de diavolul. Noi nu vrem să fim apăsați de diavolul. Și dacă ai experiența lui Iov, Dumnezeu să oprească această experiență. Să oprească. Și la Iov i-a oprit-o. Uneori. Nu știm de ce suntem în asemenea experiențe în sita diavolului. Spune în traducerea BVA, să liberez pe cei oprimați. În traducerea la să dau drumul celor apăsați. Netere spune să liberez pe cei asupriți, iar BVA spune să liberez pe cei oprimați. Această oprimare. poate să fie oprimat de un om. Poate să fii oprimat într-o situație. Domnul să te liberezi. Că Dumnezeu nu vrea ca toată ziua să plângi. Dumnezeu nu vrea ca toată ziua să fie oprimat. Dumnezeu nu e de acord cu oprimarea. Hristos nu e de acord cu oprimarea. Și această cincea lucrare lui Iisus Hristos, despre care vorbește Nazaret, este această eliberare a celor oprimați. Să pună libertate pe cei zdrobiți, zice Fidela. Îmi place ce zice unul Ioan 3,8. Că Iisus a venit să nimicească lucrările diavolului. Hristos poate nimici lucrarea diavolului de oprimare. Diavolul te poate oprima la nivelul sufletului. Hristos a venit să te libereze. Să nimicească lucrarea diavolului! Pe femeia aceea care a fost prinsă în preacurbi a vrut să o ucidă. Dar acești oameni care au vrut să o, să o ucidă erau cei care o oprimau. Interesant, numai pe ea, pe celălalt nu, pe bărbatul cu care să vârșea. Ei au, au pus ochii, pata pe ea. Iisus a văzut ce e în spatele acțiunii. Iisus a eliberat-o și a iertat-o și a zis, du-te și să nu mai păcătuiești. Cinci lucrări ale lui Iisus Hristos în anul de îndurare. Prima lucrare, să vestească Evanghelia săracilor. A doua, să tremăduiască pe cei când mi-ați -a, a treia, să propădească lobilor de război și zile. A patra, vindecarea orbilor și a cincea să dea drumul celor apăsați. A fost un om al reformei, Antonio, și în 1570 a ajuns în fața Inchiziției. Și l-au întrebat, care este lucrul de căpetenie pentru mântuire? El a răspuns, Hristos. L-au întrebat din nou, ei vreau să audă răspunsul, lucrul de căpetenie pentru mântuire este Papa, nu? Și Biserica Română Catolică. El a zis, nu, Hristos e lucrul de căpetenie pentru mântuire. A doua oară, Hristos e lucrul de căpetenie pentru mântuire. A treia oară, Hristos este lucrul de căpetenie pentru mântuire. L-au spânzurat și l-au ars. Dragii mei, să intrăm în anul de îndurare al Domnului. În anul bunăvăinței Domnului. Domnul se dea un an de îndurare pentru tine personal. 2024 să fie anul de îndurare al Domnului pentru tine. Pentru casa ta, pentru familia ta, pentru biserica Betel, pentru bisericile de unde faci parte, pentru țara asta. Și să nu uiți ce face Domnul în anul de îndurare. Cele cinci lucrări ale lui Iisus Hristos în anul de îndurare. Nu știu care, de care lucrare ai nevoie. Vreau să mă opresc din cele cinci la da, una și să închei cu asta. Să dea orbilor vedere și mă durut că erau orbi din la Odiseea, din Biserica Primară. Orbi. Nu știi că ești orb, zice Iisus celor din Odiseea. Domnul să atingă de ochii noștri. Ochii noștri spirituale. Să vedem lucrurile cum trebuie să le vedem. Să punem pe Hristos în centrul vieții noastre. Când Hristos este în centrul vieții noastre, experimentăm aceste lucrări cu noi și cu cei din jurul nostru ce a spus Isus în Nazaret, a împlinit. Cele cinci lucrări despre care a vorbit în Nazaret le-a împlinit. Și fiecare lucrare aduce îndurarea în viața ta. Sunt unii care sunt aproape paralizați de tristețe. Am auzit de cineva care a abandonat facultatea după cea facultate și-a abandonat-o. Deci nu mai rezist psihic. Nu mai am putere psihică. Persoană sănătoasă, tot. Și nu mai am putere lăuntrică să continui. Că nu mă înțeleg bine cu colegii, zicea. Deci acolo erau probleme de inimă zdrobită. Abandonat, plec. Rămâi locului. Și cere ca Domnul să-ți vindece inima. Nu te da bătut dacă ai inima zdrobită. Nu fuga este soluția la inima zdrobită. Nu fuga, ci vindecarea. Nu fuga, ci vindecarea. Și să lupți în continuare, acolo unde ești, nu să fugi. Ăsta e tendința la inima zdrobită. Fug de oameni, fug de societate, părăsesc toate. Unii părăsesc lucrarea. Aud, de oameni care au părăsit lucrarea, de slujire. Poate din cauza inimii zdrobite, poate din cauza orbirii, nu știu motivul. Dar Hristos este aici să se atingă de noi. Așa Hristos să ne ia de mână, cum l-a luat pe orbul acela. Doamne Iisuse, în seara asta să ne iei de mână, Amen. să te atingi de noi, să, te, să ne vindești, Doamne, să ne ridici, Doamne, să faci din noi, din noi, oameni puternici, oameni care umblă cu, cu Dumnezeu cum au umblat de nou. și oameni care înving în viață. Haideți să ne -o în picioare. Din ce a zis Isus în Nazaret, pentru anul de îndurare al Domnului, ce vrei să-ți facă Domnul? Nu uita să ne rugăm pentru răspândirea Evangheliei. E datoria noastră. Nu uita că poate vindeca inimi zdrobite. Și dacă n-ai inima zdrobită, roagă-te vindecare inimii zdrobite celor care sunt prezenți aici sau ascultă online. Domnul să-i vindece inima. Nu uita că El vrea să libereze pe cei captivi. Se dea vedere orbilor Să se atingă de cei oprimați și să libereze. Asta înseamnă libertate în Hristos, sănătate în Hristos, binecuvântare în Hristos. Hai să strigăm la Dumnezeu despre ce ai zis că faci în anul de îndurare. Fă viața noastră!